găsească cumva în alții ca ei, în așa fel încât să luptăm cu stereotipurile și cu prejudecățile și apoi cu discriminarea pe termen lung. Haideți să vedem acest minunat film cu Rebecca, cu și despre Rebecca. Filmul, vă rog, și revenim ulterior să continuăm discuția. Da, o secundă. Intrăm, pe bună ziua, poate am uscat. Bună ziua, ați întârziat. Rebecca, spune bună ziua. Rebecca, eu am ceva de discutat cu bunica ta. Te rog să te duci pe hol să ne aștepți acolo, bine? Hai că te duc eu. Intrați și luați un loc. Adică așteptați mai. Hai. Uite, stai cu minte aici, da? Termin imediat cu bunica, bine? Hai. Când am vorbit la telefon, vă rugasem să veniți singura. Vă zic repede ca să nu ținem degeaba copilul pe hol. Doamnă, Rebecca nu s-a integrat în grup. Înțelegeți? Adică nu au acceptat-o copiii. Și nici ea nu se simte bine aici. Dar ea are prieteni. Vă rog frumos, vă rog, aveți răbdare să termin. De asta se poartă copiii cum se poartă dacă adulții nu le dau exemplu. Deci, Rebecca nu mai poate să vină la grădiniță din trei motive. Unul la mână. Nu ați plătit taxa la timp. Și știți foarte bine că am fost de bună credință, v-am făcut reducere. Slavă Domnului! Ce ne facem dacă toată lumea plătește ca dumneavoastră din an în Paști? Doi la mână. Doamnă dragă, ați mințit cu nerușinare când ați spus că Rebecca are un mic handicap. Doamnă, Rebecca comunică foarte greu. Și noi nu ne permitem să dăm toți copiii în urmă din cauza unuia singur. E foarte important să fie toți la fel. Dar, doamnă, vorbește mai bine decât vine la dumneavoastră. Și mi-a zis că este un domn aici care ajută cu vorbitul, un fel de doctor. Doamnă, nu vă zic ce discuție am avut cu părinții pe tema asta. Și nu numai ei s-au plâns, mi-e și jenă să vă spun, dar copiii spun că Rebecca vine în fiecare zi îmbrăcată la fel. Ce poate face un copil la grădiniță dacă mai mult nu vine? Avem și noi aici un program. Nu face fiecare ce-l taie capul. Ați înțeles? Am înțeles, domniță. Eu am stat. V-am ascultat pe dumneavoastră, dar acum vă rog, ascultați-mă și dumneavoastră. Eu vă ascult, sunt deschisă, dar să știți că nu se mai poate face nimic. O ținem degeaba pe Rebecca pe hol. Domniță scumpă, eu n-am școală. Și mi-a fost foarte greu să cresc 5 copii. Haideți, ce legătură are? Ce legătură are? De asta nu aduceți pe Rebecca la grădiniță? N-am adus-o că a fost bolnavă, ba am fost cu ea la taică-su, la... că e închis. Dacă știam că vreți să o dați afară, făceam cumva și veneam. Dar nu mi-am spus nimeni până acum. Doamnă, dar nu e treaba noastră să vă zicem să aduceți copilul la grădiniță? Haideți că pierdem timpul de pomană. Mergeți să o luați pe Rebecca și o duceți la o grădiniță mai potrivită pentru ea. Cu copii ca ea. E mai bine pentru toată lumea. Eu v-am explicat și cred că am fost clară. Haideți! Domniță, domniță, vă rog eu, lăsați-o să vină. Până la dumneavoastră nimeni nu mi-a primit-o. Au zis că e țigancă, că sugedești-o, că râd copiii de ea. Unde să mă duc cu ea? Rebecca, vină încoace, te rog. Hai! Uite ce ți-am adus pentru că ai pus fetiță cu minte. Hai, ia bombonica. Ia-o!
Gata, am terminat cu bunica, așa că puteți merge acasă. Nu vreau cu Alexandra. Hai că te duce bunica la o grădiniță mult mai frumoasă decât asta. Vreau aici. Haideți, vă rog, că mai am și alte lucruri de făcut. Vă rog frumos, nu mai chinuiți copilul. O zi bună. Haide, Rebecca. Haide. Emoționant și acest caz și extrem de trist și înțeleg că este un caz real. Absolut, este un caz real. Povestea ilustrează pe de o parte vulnerabilitatea din perspectiva apartenenței la etnia romă, pe de altă parte vulnerabilitatea din perspectiva unei ușoare dizabilități și